legat de partea asta cu documentarea produselor, care este atât de importantă și atât de enervantă, o să vedeți în ultima mea prezentare, adică o să am ultimul prezentarea, unde noi la Comag am făcut ceva ce nu spune că este unic și pentru prima dată. Cu siguranță, după ce facem lansarea, o să apară altă lume care se facă, dar vă asigur că o să vă placă. Trebuie să rămâneți până la final. Acum o să vedem ce se întâmplă cu achiziția asta de trafic, pentru că magazinele, ok, trebuie să fie minunate, să ne pregătim promoțiile. Mai discutăm asta și în prezentarea mea, dar să vedem ce se întâmplă cu SEO și cu Google. Așa că îl invit pe Sorin Drăghici de la NBF, care este și partenerul nostru. Bună seara! Apropo de cross-border, ieri am vizitat o agenție din Bratislava, UI42 se numește, și aveam un model de business destul de interesant. Lua clienți, doar magazinele, ce vreau să vândă în regiune. Și ei aveau tot know-how acesta de legislație, localizarea campaniilor pe țări și aveau 60 de clienți, doar care vindeau în regiune. Un model de business foarte, foarte interesant. Căutam clicker. Clicker. Uite. Bun. Astăzi am să vă povestesc despre cum aliniez strategia SEO la strategia de business. Numele meu este Sorin Drăghici, sunt partener la agenția de SEO TVF și în ultimii 7 ani de când mă ocup de creșterea acestei agenții, m-am întâlnit cu peste 700 de magazine online. Andrei a reușit să numere câte magazine online sunt în România, eu am reușit să număr cam cu câte m-am întâlnit până acum. Și mă bucur super mult că am avut această șansă în ultimii 7 ani de zile, pentru că am învățat o grămadă chestii de la poveștile lor. De asemenea, am ajutat peste 200 dintre aceștia să construiască o strategie de SEO. Vreau să vă arăt primul pas pe care îl fac atunci când construiesc o strategie de SEO. Mă uit cine sunt jucătorii din nișa respectivă și v-am dat un exemplu din categoria de instrumente muzicale. Am listat toți jucătorii și mă uit câți bani fac competitorii. De asemenea, mă uit și de cât timp fac business. Și dacă ne uităm pe această categorie, observăm că sunt business-uri care fac chestia asta de mai mult de 10 ani. Și mă uit apoi pe întreaga categorie câți bani fac toate magazinele online de lucrează în această, se bat pe această categorie. Și pe instrumente muzicale, toate cele 13 magazine fac 21 de milioane de euro. De asemenea, mă gândesc care este comportamentul robo, research online, cumpărături offline. Mulți utilizatori fac research-ul pe internet, dar se duc și cumpără din offline, pentru că vor să vadă produsul și cei care au un showroom sau un magazin fizic pot avea de câștigat, deși ei au fost descoperiți în online. Vă mai arăt încă o categorie, este cea de hobby, de articole pentru pictură și am identificat aici 7 jucători. De asemenea, toți acești jucători au, majoritatea au peste 10 ani de experiență de când fac business în această categorie și dacă ne uităm cam câți bani au reușit să facă după 26 de ani 700 de mii de euro, după 14 ani 1,1 milioane de euro. Misiunea acestor magazine online este una comună și aceea este să ajungă la clientul lor. În acest caz, clientul este hobbistul, pictorul, care poate fi amator sau profesionist. De asemenea, misiunea celorlalte magazine de muzică este să ajungă la clientul lor. Clientul lor ideal ar putea fi DJ-ul sau ar putea fi părintele de achiziționează produse pentru copilul lor.
pentru că au aceeași misiune, au strategii diferite pentru a-și convinge publicul țintă. Și ele se pot diferenția odată prin platformă, se pot diferenția prin logistică, prin portofoliu de produse, prin suport, prin echipă, prin desfacere, prin marketing, prin SEO, PPC și așa mai departe. Adică sunt mai multe zone în care poți lucra pentru a te diferenția ca și magazin online. Haideți să le luăm puțin pe rând. Ce componente are o strategie de business? Păi, în primul rând, platforma. Și am întâlnit foarte mulți antreprenori care își petrecea majoritatea timpului făcând la site, mai punând un buton. Făcea emagul o mișcare, punea și el butonul la fel ca emagul. Și petrecea tot timpul, fără să aibă în vedere neapărat toate celelalte elemente din strategia lui de business. Un alt aspect important este partea de logistică. Aici am întâlnit foarte multe magazine online care făceau dropshipping și nu puteau să scaleze pentru că nu puteau scala bugetul de Google AdWords sau de Facebook pentru că intrau comenzi, iar furnizorii nu mai aveau pe stoc și pierdeau foarte mult și stăteau cu business-ul oarecum blocat. Și acesta este un lucru foarte important, partea de logistică. Un alt aspect foarte important este portofoliul de produse. De când a intrat pe piață About You, care au venit cu un site bridge și cu un portofoliu de produse. Sunt 600 de branduri unde îți poți cumpăra foarte cam ceea ce dorești. Vor vinde? Vând foarte bine. Un alt aspect important pe care ar trebui să-l aveți în vedere este partea de distribuție. Dacă aveți portofoliu de produse, puteți lista acele produse în marketplace și puteți genera business de acolo, le puteți vinde pe site, puteți da altor reseller să vă vândă produsele sau le puteți vinde chiar în offline. Este foarte importantă strategia de distribuție a acestor produse. De asemenea, partea de relații cu clienții este foarte importantă. Dacă vorbim de magazinul de pictură sau de instrumente muzicale, este foarte important să cunoști produsele și să vinzi cu pasiune. De exemplu, F64 face o treabă excelentă dacă te duci la ei în showroom, consultanții te pot ajuta și sunt foarte specializați să te ghideze, să cumperi ceea ce ai nevoie. Un alt element din strategia de business pe care trebuie să-l aveți în vedere este structura organizațională, stilul de management și echipa. Multe business-uri sunt one-man show. Antreprenorul se ocupă și de campaniile de AdWords, antreprenorul face și SEO, antreprenorul se ocupă și de diversificarea portofoliului de produse, antreprenorul se ocupă și de site. Le face pe toate. Dar ideea este să-ți dezvolți o structură organizațională și o echipă astfel încât să poți să scalezi business-ul și să ajungi să faci cifre interesante. De asemenea, o importanță deosebită are procesele cheie. Chiar Iulian Staciu spunea în urmă cu un an și ceva, focusul lor este pe procesul de comandă. O chestie atât de simplă, comanda, este un proces și are mai mult de 30 de touch point-uri de când intră pe site clientul și până returnează sau până revine să pună a doua comandă. Trebuie să identificate toate acele touch point-uri și optimizate. În strategia de business, făcând toate aceste elemente, apoi intră strategia de marketing. Și aici avem partea de poziționare, avem și cum te poziționezi. De exemplu, dacă ești bun pe stoc, ai produsele în stoc și le poți livra a doua zi, comunici chestia asta. Dacă ai un consultant specializat pe nișa ta, comunici chestia asta. Și apoi faci o strategie de comunicare să ajungă la publicul tău țintă. Apoi, strategia de marketing sunt tot felul de tactici prin care poți atrage trafic pe site, astfel încât să-ți vadă
produsele. Prin Google Paid, Facebook Ads, SEO, social media, email marketing, comparatoare și trafic direct. GoMark se ocupă de prima parte și o face foarte bine, adică vă rezolvă partea de platformă, Unix, Speed, Search, produsele, imagine și așa mai departe. Iar noi la DFF ne ocupăm de partea de SEO din această strategie. Bun. Deci avem strategia de business. Care are toate aceste elemente. Sub ea avem strategia de marketing. Și strategia de marketing avem strategia de SEO și în SEO avem strategia de conținut și strategia de rebranding și partea de technical SEO. Cam aceasta este zona de SEO. Ele trebuie să aliniate la portofoliul de produse, adică când faci planul de conținut, trebuie să cunoști foarte bine portofoliul de produse pe care le ai în portofoliu, să știi ce margini ai și cum să-ți prioritizezi conținutul sau efortul de rebranding. Și acest lucru îl poți face cu categorii manager. Ideal ar fi ca un magazin online, dacă vinde mai multe categorii, să existe câte un om care se ocupă de categoria respectivă, să caute vendori, să ducă la târguri din Germania, să caute în China și să dezvolte portofoliul de produse. Acești oameni se numesc categorii manager la magazinele online. De asemenea, e-commerce team leader-ul care se ocupă pe de o parte are logistica, platforma și marketing. Are trei aripie de care el se ocupă. Pe partea de tehnic SEO poți interveni în partea de platformă, în partea de UX, în partea de speed, în partea de search, tot în partea de platformă corelezi documentarea produselor cu strategia de conținut și corelezi toate aceste elemente astfel încât să îți iasă strategia. Strategie. Te doare capul de atâta strategie. Ce ne înseamnă această strategie? Am căutat o definiție pe internet și am găsit următoarea definiție. O metodă sau un plan ales pentru a genera un viitor dorit. Cum ar fi atingerea unui obiectiv sau o soluție la o problemă. Bun. Plec într-un punct și oamenii vin și spun ok, dar vreau să fiu pe prima pagină. Dar care este obiectivul? Care este bugetul? În cât timp? Și vreau să împărtășesc cu voi o metodologie pe care noi o aplicăm pentru a ajunge la acel viitor dorit. Că de fapt, aici este esența. Să-ți stabilești unde vrei să ajungi. Și cum definești acest viitor dorit? Păi, în primul rând, pleci de la câți bani dorești să investești în SEO. Să presupunem că dorești să faci o investiție de 18.000 de euro în 12 luni. Acest lucru înseamnă 1.500 de euro pe lună. Întrebarea pe care o punem este ce ar trebui să se întâmple astfel încât să recuperezi banii în acest an și să rămâi cu toată construcția. SEO este o chestiune de construcție. Apoi e nevoie de abilitatea de a lua acest buget și să-l transformi în vânzări. Și dacă ai o margine de 33%, trebuie să vinzi de 54.000 de euro în 12 luni, astfel încât tu să-ți scoți banii. Apoi, luăm aceste vânzări și le transformăm în comenzi. Vă arăta Andrei mai devreme care este comanda medie pe anumite industrii. Am luat ca și exemplu o comandă medie în valoare de 75 de euro. Practic, ai nevoie de 720 de comenzi să vinzi de 54.000 de euro. Ideea este că trebuie să fii customer-centric. Un client spunea Andrei că cumpără de 9 ori pe an
Ideea este că dacă clientul tău este DJ-ul, adică vinzi instrumente de muzică, trebuie să-i vinzi o consolă, apoi vrei să-i vinzi un microfon, trebuie să-i mai vinzi niște căști, trebuie să îl convingi să cumpere de la tine de mai multe ori. Și de exemplu, dacă un client îți cumpără de 2,3 ori în medie, ai nevoie să scoți această investiție de 313 clienți noi. Apoi, transform clienții în trafic. Și cum faci acest lucru? Cu rata de convexie. Dacă ai o rata de convexie de 0,8%, trebuie să atragi 25.000 de vizite pe site-ul tău într-un an de zile. Bun. Și acum este mult mai coerent. Știm de unde plecăm și știm unde vrem să ajungem. Adică vrem să ajungem pe site 25.000 de vizite și aceste vizite vrem să-i transformăm în 313 clienți. Avem și o perioadă de timp, avem și un buget să facem acest lucru. Bun. Să luăm un exemplu, cum corelăm cu toate celelalte aspecte pe care vi le-am arătat mai devreme. Dacă vindem pentru bucătarul profesionist sau bucătarul amator, trebuie să ne diversificăm produsele cu branduri pentru bucătari. Și avem în total 750 de SKU-uri de la 6 branduri de top. Și apoi ne uităm cum caută oamenii aceste produse. Puțite profesionale, 10.000 de căutări, puțin de filetat pește, 3.000 de căutări, cum se filetează peștele, 12.000 de căutări. Și identificăm cum caută oamenii și obiectivul este să atragem 100 de clienți din această categorie. O altă categorie de oameni este corporatistul gospodar, care locuiește la casă. Avem o gamă de produse pentru el, avem brandurile Gardena, Hunter și sunt 400.000 de case în România. Practic ne uităm cum caută oamenii, caută aspensoare rotative, de grădină, gazon, nu a ieșit uniform, 1.000 de oameni îi macină chestia asta și ne uităm cum caută oamenii. Obiectivul este să aducem încă 100 de clienți și pe această categorie. Avem mai multe avatare de client, de aceea este important să vă cunoașteți clientul ideal. Și după ce ne cunoaștem clientul ideal, ne ducem și mapăm cum vrem să, adică segmentăm acest obiectiv. Vreau să am din cei 313 clienți 100 de corporatiști gospodari, vreau să am 100 de bucătari și 113 de bucătarii amatori de hobby. Și după ce am toată această segmentare a clientului, știu că de la acești oameni vreau să atrag 56.000 de euro. Apoi, declin avatarele clientului în modul în care oamenii caută, adică ce am găsit mai devreme ca și oportunități de căutare. Cum caută acești oameni? Și corelez apoi ca și ce se găsește în Google, ca și search features, să facă imediat. Și apoi ne uităm și cât este piața de mare și care este vizibilitatea. Ce înseamnă search features? Dacă efectuez o căutare pe Google filetat pește, voi vedea că sunt videouri în listing. Practic va trebui să fac un conținut video astfel încât să targetez acea căutare. Am posibilitatea sau nu am posibilitatea, dacă nu, caut o altă oportunitate pentru a ajunge la audiența mea. Gazonul nu a ieșit uniform. Fac un articol pe blog și mi-atrag această audiență, mi-atrag pe cei 1.000 de oameni de la această preocupare. Și caut oportunități până îmi ating obiectivul. De exemplu, oamenii caută mai multe feluri, puțit profesional. Sunt 118 moduri în care oamenii caută. Caută preț, caută brand, caută model, caută lamă de 20 de milimetri. Adică sunt multe moduri în care oamenii pot căuta despre acel produs. Sunt mai multe feluri. Sunt tool-uri prin care poți identifica și aceste intenții de căutare, dar și câți caută. Bun. După ce am
toată această, adică identific modul în care caută și ce tip de conținut, îmi fac un audit SEO, apoi mă duc pe competiție, analizez competiția, analizez contentul pe care ei l-au construit, analizez strategia lor de link building, analizez vizibilitatea. Plecând de la toate aceste lucruri, duc și îmi construiesc strategia de link building, apoi îmi fac strategia de conținut, apoi identific direcțiile de lucru pe partea de tehnic. Acesta a fost tot. Vă mulțumesc! Domnul Vărsa? Da? Există posibilitatea de a participa cu o parte din vânzări și că să stați, de exemplu, la un curs de 1500 lei și că alături de 300 lei pe partea de colaborare cu agenții de marketing. Pentru reclamă. Pe fiecare pe vânzări. Adică în bugetul ăsta, pe mine m-a interesat că dacă faci reclamă de 10 lei și 290 de lei și rămâne scrie, care este întrebarea? Întrebarea este că dacă pe un produs mai scump, în colaborare cu agenția de asta de marketing, poți să pui un buget diferent pe fiecare produs vândut. Acest lucru se poate pe partea de Google AdWords, adică aduci un buget, ce am povestit are legătură cu partea de SEO și trebuie să stabilești un buget anual și apoi să stabilești un obiectiv, cam cât vrei să vezi. Dar nu... Vrea colaborare pe cotă parte din vânzare, 20%, 30% să fie... Succes fee. Da. Spune Răzvan, succes fee. Da, bineînțeles. Dacă depășim acel buget, putem să spunem, ok, vine de 300.000 de euro. Și dacă vine de 300.000 de euro, putem să avem un premiu la... Dar trebuie să existe un buget pentru a putea să desfășurăm toate aceste activități, nu? Bun. Mai avem întrebări? Te rog. În astea trei companii, trebuie să stau Silvio Mopens, Miro Demus și Fonda. Care e prima care aici? Partea de tehnic este foarte importantă și te poate ajuta pe mai multe direcții. Partea de content este de asemenea importantă pentru că îți poate acoperi foarte multe oportunități cum oamenii caută și să ajungă la tine și partea de link building te ajută să-ți construiești o autoritate și să ajungi din locul 12 să ajungi pe locul 2. Care-i prioritatea? Ideea este că este ca la o pizza. Ai nevoie de toate. Pizza cu de toate. Pizza cu de toate, da. Ok, dacă nu mai sunt întrebări, după zmei? Voi mai fi pe aici în pauză, mai obiectiv. Vă mulțumesc!